make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua. Înainte să începem acest meci, nu uitați să lăsați un like dacă susțineți seria noastră și vreți să ne motivați să continuăm cât mai mult cu ea. Avem meciul împotriva celor de la Ceahlăul Piatra Neamț pe terenul nostru și îl vom juca. Să vedem cum se va desfășura echipa noastră. Păstrăm primul nostru 11, dar sunt câțiva jucători obosiți, deci poate vom face niște schimbări în parcursul meciului. O pasă pentru Marusca, nu Mandrușca, Mandrușca este foarte bine acolo, Arlauskis foarte frumos a reținut portarul nostru, Vâlceanu la Tovlevici, Lato la balon, trece foarte frumos la Tovlevici și o pasă pentru Iancu, să vedem dacă va ajunge la balon, Gabi Iancu are viteză bună, centrarea lui Iancu pentru Embolo, respins acolo, nu este cel mai bun la cap Embolo, cu toate că este destul de masiv atacantul nostru, totuși are niște pase splendide și chiar știe să finalizeze. Pasă pentru Embolo, mai departe pentru Dorin, Rotariu, trage gol, lasă! Dorin Rotariu, o deschidere de scor senzațională, Rotariu reușește să marcheze 1-0, golgheterul nostru nu se mai oprește din a marca, deci nu, o să mă obișnuiesc cu asta, trebuie să mă obișnuiesc, e ceva obișnuit, iată-l cât de inteligent acolo Nicușor Stanciul, a ținut pe adversarul care venea spre Rotariu, a tras acolo, mi-amintește aici de Thomas Müller. Embolo pasă pentru Sâmărtean, trage Sâmărtean, gol, lasă! Era imposibil să nu intre un astfel de șut splendid al lui Lucian Sâmărtean, un jucător foarte, foarte tehnic, care iată-l cum pictează, excelent Sâmărtean, ca în fiecare meci. O pasă foarte bună, bine pasă, o pasă de genul ăla lui Embolo, am văzut ce călcâi a dat acolo, i-a pus perfect pentru șutul lui Sâmărtean, marchează și Lucian Sâmărtean, primul său gol din acest sezon, este 2-0 împotriva Ceahlăului, ne deplasăm foarte bine, se vede că jucăm cu cea mai bună echipă, cu această echipă nu avem practic adversari în campionat, în campionatul intern. Iată-l pe Rotariu, pasând la Nicușor Stanciu, Stanciu are viteză, Stanciu, a fost îmbrăcit acolo, destul de agresiv adversarul lui, iată-l cum recuperează pe Vâlceanu, dar până la urmă a pierdut balonul, Dumitraș n-are nicio șansă în fața lui Sar, cum a trecut de Sar acolo, a intrat decisiv, de ce intră decisiv Sar și centrare periculoasă, încă o dată este Mandrușca, dar foarte bine respingem, suntem doar doi oameni la acest contraatac încercat de noi, inferioritate numerică care se și vede foarte ușor, Rotariu însă ce bine se descurcă Rotariu, bravo Rotariu, hai Rotariu, centrare respinsă, mă, da, dacă nu știam, Embolo, gol, Embolo, marchează Embolo, un gol care a venit poate de nicăieri, dar a fost o recuperare foarte rapidă acolo, să vedem acuia lui Stanciu a fost această recuperare, priviți, balonul a ajuns la Embolo care a tras din întoarcere, erau cu spatele la poarta acolo Embolo, minutul 45 face 3-0, ne descurcăm foarte bine potriva Ceahlăului, de altfel potriva multor echipe. Noi nu prea avem adversari așa decât în Europa, totuși sunt echipe bune și în România. La fel cum Realul câștigă cu 8-2 împotriva lui Deportivo, câștigă cu 3-1 împotriva Barcelonei, deci e o diferență. Noi avem obligații, am uitat cum se spune, am cuvântul ăla pe limbă. Mă rog, avem ca obiectiv în cupele europene să câștigăm Europa League, cu Steaua la V3, nu am câștigat Champions League decât în al treilea sezon, era greu să câștigi Champions League din primul sezon, dar Europa League putem câștiga din primul sezon. Tăbarcu, o pasă în centru foarte bună pentru Estad, rămâne cu mingea la balon, cu mingea în posesie, Mandrușca marchează, nu e bine asta, cât e scorul, dar e 3-0, nu? E 3-0, 3-1 acum. Mandrușca reușește până la urmă să marcheze, a avut câteva, să spunem așa, faze periculoase încercate către poarta noastră, 3-1 s-au făcut și schimbările, era greu să joci cu niște oameni aproape accidentați pe teren, cu aproape 3 oameni, vom vedea ce se va mai întâmpla pentru că Ceahlăul are timp să chiar să egaleze, dar să vedem dacă are ambiție sau energie, Estad în continuare, el a fost cel cu pasa de gol, Estad.
Hestad în continuare, Hestad este lucit, pasează la Mandrușca pentru Popadiuc, Doru Popadiuc, haide Arlauskis, Arlauskis! Ce bine a pus piciorul acolo, mi-amintește de Iker Casillas, portarul nostru Arlauskis, minge încercată pentru Stanciu, a fost din păcate prea tare acolo, facem pressing la Onciu, dar nu recuperăm. Haide Paul Pap, Pap, excelent, încă o dată Pap, no, n-a mai reușit să recupereze. Chitoșca, iată un pressing la poarta noastră a moldovenilor, dar o pasă foarte bună pentru Iancu din prima la Dorin Rotariu, joacă în centru în acest meci Rotariu, nu putem spune că se descurcă chiar la fel cum o făcea pe poziția lui de care joacă de drept, dar totuși nu prea aveam alte soluții, pentru că Adi Popa chiar nu poate juca acolo. Nu are atât de multă putere. Stanciu pentru Rotariu. Rotariu l-are pe Adi Popa care susține. Ah, da, e offside la Adi Popa. Un șut acolo la Adi Popa, venit foarte, foarte surprinzător. A prins odată mingea. Bine, odată a căzut mingea jos. 3 minute de prelungire arătate de arbitri. Să vedem dacă vom mai face ceva sau dacă adversarii noștri vor mai reuși să facă ceva. Dumitraș pentru Doru Popadiuc, Iasmin Latovlevici, un pressing cam înaintat și lasă flancul stâng descoperit. Noroc cu Sar care este parcă pe toată apărarea. Cârjan însă trece cu noroc, Mândrușca trece, Mândrușca, mândra mă, ia-o pe mândra cum trage. E pizdă originală ăsta. Și se încheie, se pare, cele 90 de minute. Câștigăm cu 3-1 în fața celor de la Ceahlăul Piatra Neamț. Ei au avut un gol prin Mândrușca. Iată și golul lui Dorin Rotariu din prima repriză. Un gol foarte frumos. Embolo a fost omul meciului. A dat și el gol în acest meci. 9,6 nota lui Embolo. Un meci bun făcut de toți jucătorii noștri. Urmează un meci în Cupa României împotriva celor de la Berceni, de fapt cred în Cupa Ligii, împotriva celor de la Berceni, care vor juca mare parte cu rezervele, cu multe, multe rezerve, cu jucători care nu prea au jucat în acest meci. Și vom începe cu Rotariu, vom schimba cu Adi Popa. Așa, în centru, nu e Bolon, Rotariu. Pe cine să băgăm noi în centru? Lăsăm pe Rotariu. Iordarov să joace. Stanciu schimbăm și pe el cu Preperiță. Bourceanu intră și el, Brevel să intre și locul lui Sân Mărtean, Lucian Filip și Filip crește foarte, foarte mult, Pârvulescu, Lukin, schimbăm aproape toată echipa, Varela, hai să lăsăm totuși pe Varela, eu zic că avem nevoie de un jucător ca acesta și Cornel Râpă, iată acestea sunt schimbările făcute de noi, îl mai băgăm și pe Niță, nu știu, lasă pe Arlauskis, mă, lăsăm pe portarul nostru de bază în poarta noastră. Așa cu Berceniu, eu zic să simulăm, nu? Păi, e echipă din Liga 2 care se luptă la retrogradare, simplu, pe terenul nostru, nu prea are rost să jucăm așa cu Berceniu. 3-0, marchează și Iordanov, Rotariu este normal că a marcat. Să ne uităm totuși la golgheterii din campionat, asta este un lucru interesant, această statistică, mi-am uitat. Rotariu este golgheter cu 7 goluri, de la noi mai este Varela cu 2 goluri pe locul 13. Bun, este foarte bine, Costa este și el pe locul 8 de la CFR și mai era tot un jucător de la CFR pe locul 9. Așa, avem un meci împotriva celor de la Ucluj, îl vom juca, nu? Pe acesta ultimul meci din această lună, iar apoi urmează meciul cu Rio Ave din Europa. Meci greu în deplasare la Ucluj, va trebui să facem echipa, o echipă mai omogenă, zic eu. Așa, să băgăm pe Rotariu pe poziția sa, Adi Popa să intre, Iancu? Joacă și atacant Iancu, dar îl punem și pe el tot ca mijlocaș. Stanciu intră, Sân Mărtean și cu Vâlceanu, dar nu... uite, Robert Vâlceanu intră și el. Bun, are 61, nu prea mai crescut atât de mult în ultima vreme. Nu atât de mulți jucători ne-au crescut atât de mult. Așa sar și în locul lui Râpă să intre... Lukin și Pap, Paul Pap. Are 72 over, ar crește mai mult, știm asta cu toții. Bun, meciul în deplasare împotriva celor de la Ucluj, echipa antrenată de George Ugăraru, împotriva unei echipe antrenate de noi, de Ultra Junior. Paul Pap, Pap, vede spațiu pe acest flancul drept unde este Gabi Iancu, 1-1 cu Neag, Iancu trece foarte frumos, Iancu încearcă o pasă pentru Embolo, dar nu a reușit, au respins defensiva celor de la Ucluj, Rotariu pentru Gabi Iancu, Iancu acolo cu capul ce respingere spectaculoasă și un contraatac încercat de la... de la Ucluj, prin Valentin Lemnaru, fostul jucător al Stelei, bine că este la Stele, dar acum este împrumutat la Ucluj, asta și pentru că Steaua l-a luat, dar lui Gâlcă nu i-a plăcut, nu putem spune că era chiar de Steaua, deși el marchează golul la Ucluj, e destul de bătrân.
Ciupe pentru Stojanovic. Stojanovic, iată ce chelie are Stojanovic, parcă ar avea pleașă lungu acolo cu un alt chelios, un la unul cu Latovlevic. Vine acum Stanciu și foarte bine deposedează Latovlevic, pasă pentru Sâmărtean, magicianul Sâmărtean pentru Embolo. Embolo încearcă din prima la Rotariu, recuperează Rotariu, Rotariu trebuie să se desprindă de adversar, Rotariu o face, Rotariu nu dă gol din păcate. Ce bine a apărat portarul lui Ucluș totuși, și Rotariu putea da mai bine, mai ori mai sus, ori pe colțul lung, mai mult pe colțul lung. Încă o dată recuperăm Embolo pentru Vâlceanu, Vâlceanu greșește pasa pentru pas. Sunt Mărtean la Iancu, Iancu nu știu de ce este accidentat, dar iată ce pasă genială, dă pentru Embolo, Embolo, gol! Embolo reușește să marcheze de carul nostru și a intrat și el în mână, cred, și marchează mult mai, mult mai des. Iată că este al doilea meci consecutiv în care reușește să facă asta jucătorul nostru, nostru Embolo. A reușit să rămână foarte bine cu portarul roșcat acel de la Ucluș și l-am vis fără probleme. 2-0 deja, de fapt este 1-0. Mă, ce se întâmplă? Cred că am visat un gol. 1-0, minutul 22. Ucluș cred că s-a ținut bine până acum. Avem un lot foarte puternic și sunt mândru de asta și tânăr, ce-i drept. Oh, ocazie Ucluș, ocazie a ardelerilor, dar a respins foarte bine acolo Arlauskis. Este corner, rămân la poarta noastră Viveiros, este uruguayan dacă nu mă înșel. Centrarea pentru Lemnaru, un altul Lemnaru nu a putut să trimite acolo către poarta lui Arlauskis. Ciupe, haide, Rotariu, Dorin Rotariu făcea acolo pressing, dar nu a recuperat. Și Vâlceanu pentru Gabi Iancu, Iancu mai departe la Dorin Rotariu, Rotariu are poftă ca în fiecare meci de joc, Rotariu, 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 pasă pentru Embolo, Embolo duble, 2-0, ce pas a dat acolo Dorin Rotariu, a săltat excelent mingea pe capul lui Embolo, a avut și șansă, nu a dat cel mai tare jucătorul nostru, atacantul nostru care face o dublă în acest meci, trebuie să marcheze și el, în sfârșit a intrat în mână, este un atacant până la urmă acest jucător, acest Embolo, jucătorul de la bază l-am dat în schimbul său pe Claudiu Cheșeru, un jucător care avea ce-i drept un overall mai mare, 74, are Emboloare 67, dar este mai tânăr, este de viitor și crește mai mult, are și mai multă viteză decât Claudiu Cheșeru, cu toate știm că este un goalgetter. Mie ce-i drept în FIFA nu îmi place de Cheșeru, îmi place doar în realitate. Rotariu acum în centru, Rotariu trece, Rotariu trage, bară, lovește transversarea Dorin Rotariu, fusese și faultat acolo, dar e o ocazie mare, uitați cum a fost brâncit, poate că asta l-a derutat să nu prindă chiar, chiar vincul porții. Veselovski a fost salvat la această fază, dar Iancu este accidentat, trebuie să schimbăm. Nu prea îmi place, mie unul, nu prea îmi place să fac multe schimbări, dar trebuie să o facem, să-l băgăm pe Adi Popa. Intră și Adi Popa în locul lui Gabi Iancu. Nu putem să riscăm să se accidenteze mai mult, să lipsească mai mult, așa că îl scoatem. Vâlceanu, Vâlceanu, un jucător tehnic chiar și la vârsta fragedă pe care o are, șut deviat al lui Vâlceanu, dar Veselovski a reușit să prindă. O pasă pentru Cristocea, este Arlauskis, haide Arlauskis, s-a ferit acolo Cristocea, a fost frică, se știe că un portar atunci când iese, iese hotărât. Am văzut ce a făcut Petr Cech lui Kurzuma, Doamne ferește să nu strige cariera săracului fundaș tânăr, care este un talent mare. Sper ca la anul să joace titular la Chelsea. Sunt Mărtean acum, sunt Mărtean, o pasă încercată pentru Embolo, se demarcă Embolo, Embolo nu fie altruism, mă. Embolo este altruism și pasează lui Vâlceanu, mă, marchează și Vâlceanu, chiar mă bucur pentru el, e un tânăr foarte bun, de ce nu, de ce să-l marcheze și el, Embolo l-a servit excelent aici, putea să și marcheze, dar a preferat să dea pasă, să fim siguri pe gol. 3-0 marchează și Robert Vâlceanu, minutul 59. Sperăm să crească și el cât mai mult, cât de mult se poate. Embolo recuperează acum, cât de frumos Embolo, cât pe ce să treacă, dar excelent s-a pus neag în fața lui, de apreciat asta. Viveiros, uruguayanul, centrează periculos, lovitură de cap, scoasă foarte bine, impecabil de Arlauskis. Nu a fost prins pe picior, greșit din fericire portarul nostru. Cu toate astea, scorul este destul de scovârșitor pentru noi. Minutul 72, este o lovitură de colț a celor de la Ucluș, lovitură de cap care se duce pe lângă poarta lui Arlauskis. Au avut și adversarii noștri câteva ocazii, dar nu atât de clare cum au fost ale noastre și noi am reușit și să marcăm, deci suntem mai buni decât ei. Adi Popa pentru Embolo, din prima la Vâlceanu, foarte bine Vâlceanu, hai Vâlceanu, Vâlceanu trage
Vlahe Vâlceanu nu are un șut deloc bun, dar e un jucător tehnic care poate fi, știu eu, bun la pasă. El probabil trage bine cu latul, la fel ca Sân Mărtean. Vă spuneam, poate, cine știe, va fi un urmaș al lui Sân Mărtean. Stojanović, Morar acolo, Morar foarte bine intervine, sar și îl deposedează. Varela a pierdut balonul, dar Pap cu siguranță îl va prinde. Pap reușește să-l prindă și degajează. O recuperare a lui Kovac, Kovac în careul nostru, Kovac e periculos, pasează în spate la Bucșa din prima la Cristocea. Minutul 87, Pap, haide Pap, Paul Pap, foarte bine intervine acolo, la păpat acolo, execuție destul de grea, s-a dus balonul peste poartă, în fericire pentru noi, sperăm să nu luăm gol, este o statistică bună pentru noi, ne ajută golaverajul. Pap pentru Adi Pop. Am câștigat oricum multe victorii cu un golaveraj mare, cu multe goluri marcate. Suntem pe primul loc, avem cele mai multe puncte. Embolo pentru Dorin Rotariu. Iată pe Rotariu acum. Hai Rotariu, pasează la Adi Popa. Adi Popa nu marchează, din păcate. Ocazie uriașă pe finalul meciului, dar încă nu a fost ultima fază. Ba da, aceasta a fost ultima fază lui Adi Popa. Ne impune cu 3-0 în fața celor de la Universitatea Cluj. Universitatea Cluj, am spus Cluj. Încă o dată, Brel Donald Embolo este omul meciului. 8,9 a fost nota sa. Sperăm să nu ia nici chiar atât de rău, chiar atât de mult fața lui Dorin Rotariu. Amândoi să marcheze. Iancu s-a accidentat pe cate chiar 3 săptămâni. Cât de mult ne va lăsa Iancu, dar nu avem ce face. Asta este, această lună oricum s-a dus deja pentru noi, avem și noi mic răgaz, pentru că vom juca imediat împotriva lui Rio Ave pe terenul nostru, o echipă nu atât de puternică, dar o echipă unicică, totuși din Portugalia s-a calificat în Europa League, nu-i rău, dar Gabi Iancu trebuie să-l schimbăm până la urmă. L-am schimbat, Musonda a crescut și el 59 de trecut asta pe foaie. Așa, dar pe cine am băgat noi? Pe Adi Popa l-am băgat. Nu a început și el să joace de la meci la meci titular și Adi Popa. Roșu are 20 de ani, nu știu dacă este, nu este mai deloc bun. Iulian Roșu are 61 overall, dacă nu m-am înșelat. Ne mai tot cine este în creștere? Uite, Arlauschi 72+1, Pap 73+2, Varela 73+1, Sara a crescut 64+1, Atol Vevici nu este, Sămărtea nu este, Stanciu nu este. Bun, Vâlceanu 61+1, Embolo 67+1 într-o formă și Letra la fel și Rotaliu 70+1, da, și Iancu, ăștia sunt cei mai în formă jucători ai noștri. Filip și el este în creștere, și acest Jordan Musonda la fel. Mama era un Fanfui plus 2 în creșterea 54, Neagu și el în creștere și acei jucători nu prea au jucat. La fel și Grădinar, dar Grădinarul și ăștia alții sunt oricum împrumutați la alte echipe. Asta explică. Acesta a fost episodul de astăzi. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!